Luni 25 septembrie 2023 a reprezentat nu doar începutul unei noi săptămâni, ci și deschiderea anului universitar 2023-2024 la Facultatea de Inginerie din Hunedoara, Universitatea Politehnică Timișoara, odată cu ceremonia găzduită de noua aula magna a Facultății de Inginerie din Hunedoara. Cu acest prilej, studenții din anul întâi au avut oportunitatea de a-și întâlni noi colegi și de a face cunoștință cu cadrele didactice îndrumătoare de grupă, dar și cu studenții tutori. De asemenea, tot astăzi au primit și carnetele de student. Iată un nou început de an universitar la Universitatea Politehnică Timișoara, Facultatea de Inginerie din Hunedoara. Un eveniment de înaltă ținută, așa cum am obișnuit să avem în ultima perioadă. Vreau să apreciez numărul mare de studenți din acest an, calitatea acestora, pentru că în ultimii ani am început să aducem studenți tot mai bine pregătiți care să urmeze cursurile facultății noastre și de asemenea aș aprecia faptul că și în acest an ne-au fost alături reprezentanții principalilor angajatori din regiune, dar și reprezentanții administrației locale și județene. Dar știu sigur că profesioniștii meseriile o vor face. Dragi studenți, pe voi țin să vă felicit pentru alegerea făcută de a fi studenții acestei instituții. Ați făcut o alegere foarte bună și vreau să vă spun că personal cunosc foarte mulți absolvenți ai Politehnicii Timișoara care sunt în învățământul preuniversitar sau în alte domenii de activitate și care de-a lungul anilor au dat dovadă de o pregătire extraordinară. Între Primăria Hunedoara și Facultatea de Inginerie din Hunedoara este o strânsă legătură prin cei doi reprezentanți, primarul Dan Bogouțanu și decanul Ovidiu Tirian. Mulți dintre voi se află la prima voastră zi de universitate. Iar această experiență poate fi copleșitoare la început, însă veți vedea că pe parcurs totul va căpăta sens dacă sunteți ambițioși, dar și prezenți. Cu siguranță vor veni și zile mai grele, când vine sesiunea cu toate examenele alea, iar tu abia îți tragi răsuflarea după toate temele și proiectele pe care le-ai avut de făcut. Pe unele mai ușor, pe altele poate că mai greu, însă sunt și suficiente momente frumoase care îți mai fură gândul de la toate acestea. Aș vrea să subliniez astăzi și importanța implicării voastre în viața universitară, fie că sunteți proaspăt studenți sau că ați mai trecut deja prin câteva semestre. De ce este importantă implicarea? Universitatea, pe lângă datoria pe care o are de a ne educa, îndruma, de a ne ajuta să ne îmbogățim cunoștințele și abilitățile, este un spațiu unde putem crește nu doar ca studenți, ci și ca indivizi. Implicarea în activitățile extracurriculare, în organizațiile studențești sau în proiecte comunitare vă pot ajuta să desprindeți abilități esențiale pentru viață, cum ar fi leadership-ul, comunicarea sau colaborarea.
Chiar dacă sunteți la începutul călătoriei voastre academice, vă încurajez să fiți curioși, să explorați, să vă faceți noi prieteni și să participați activ la viața de student. Fie că vă implicați în Liga Studenților, spre exemplu, sau în proiecte de voluntariat, toate aceste experiențe vă vor îmbogăți viața și vă vor pregăti pentru viitor. De asemenea, amintiți-vă că suntem o comunitate. Sprijinul colegilor și relațiile pe care le construiți aici vă pot influența semnificativ parcursul academic și profesional. Iar un lucru foarte important, nu ezitați să cereți ajutor sau să oferiți ajutor celor din jurul vostru.